Meciul s-a jucat pe parcursul a 3 reprize, fiecare cu o durată de 30 de minute, însă jucătorii celor două formații n-au reușit să înscrie niciun gol. Cele două echipe au rulat întregul lot avut la dispoziție, inclusiv jucătorii aduși în probe. Echipa din Gherla a verificat în joc și doi jucători veniți în probe de la Cluj-Napoca, însă deocamdată șansele acestora de a rămâne la Gherla sunt incerte. Olimpia Gherla a mai disputat un meci amical în această iarnă cu Voința Livezile, echipă pe care a învins-o cu 3-1. Atletico Olimpia Gherla mai are de disputat o partidă amicală în această săptămână, adversarul, data și locul disputării nefiind încă stabilite de oficiali gherleni.